Optimismul este o stare, o trăire, emoție. Vine din noi, din adâncul sufletului nostru. Toți am avut zile mai bune, mai puțin bune. Viața nu este așa cum ne-am dorit noi de fiecare dată. Știu, o să spuneți că viața ar trebui să fie tot timpul roz, așa cum se spune în popor, dar mai are și părțile ei de gri. Totul depinde de noi. De cum ne facem noi viața, de ceea ce vrem noi să fim, să dovedim, să arătăm pentru noi, dar și celor de lângă noi, din jurul nostru. Trebuie să fim puternici, să sperăm, să credem, să zâmbim, să dăruim. În momentul în care trecem peste toate greutățile vieții, cu bine, cu brio, putem spune că da, avem aripi, putem zbura sau muta munții din loc. Totul se învață. Doar trebuie să-ți dorești. Să vrei să fii optimist. Să zâmbești. Zâmbește universului, pentru că și el îți va zâmbi când habar nu ai. Îți va întoarce zâmbetul când nu te aștepți. Pentru că viața este frumoasă. Și trebuie să ne bucurăm de ea. De fiecare clipă în parte. Și eu am trecut prin foarte multe, dar am învățat să fiu puternică, să sper, să cred că da, se poate. Totul este posibil dacă vrem, dacă ne dorim cu adevărat. Totul vine, cum am mai spus, din noi, din adâncul sufletului nostru. Am învățat să zâmbesc și am dăruit zâmbete din toată inima mea. Zâmbiți și veți primi un zâmbet înapoi. Spune-mi mulțumesc și la fel. Vei primi un mulțumesc. Am dat și voi da tot optimismul meu celor de lângă mine, din jurul meu, pentru că îmi doresc să le fac ziua, zilele, viața mai frumoasă. Să-i știu că sunt fericiți și liniștiți, că sunt într-un cuvânt ei însăși, optimiști. Să nu vă fie teamă, rușine, să vă uitați în adâncul sufletului vostru, și să vă acceptați pe voi așa cum sunteți. Fiți optimiști, sperați, credeți că da, totul este posibil, nimic nu este imposibil. Fiți optimiști și zâmbiți. De zi cu zi.